Gândacul auriu. Cu sute de ani în urmă, când zburau măgarii, cineva care a văzut gândacii din Brazilia mi-a povestit că erau de culoare maro, așadar destul de urâți. Dar într-o zi, când un gândac mergea singurel prin pădure, un șobolan gri foarte pedant și cam obez, fiindcă mânca prea mult, se apropie de el și îl privi cu dispreț zicând: „Gândacule, ești mai încet decât o amărâtă de țestoasă.” „Așa o fi,” răspunse gândacul, căruia nu-i plăcea să se certe. „Nu ți-ar plăcea să fii la fel de rapid ca mine?” insistă șobolanul. „Poate,” răspunse prudent gândacul. „Dar și mai mult mi-ar plăcea să schimb culoarea maro a carapacei mele.” „Ah, și mie mi-ar plăcea să-mi schimb blana,” mărturisi șobolanul. „Mi-ar plăcea una neagră cu buline roșii sau așa ceva.” Soarta voi ca tocmai atunci să treacă pe acolo un papagal vorbitor, cu pene lucioase și multicolore. „Am auzit totul, am auzit totul. Hai să procedăm așa. Faceți o cursă de aici până la palmierul acela. Cui câștigă, îi dau două pene de ce culoare vrea. Iar băianjenul, care e prietenul meu, îi va coase o haină nouă peste piele. De acord?” „De acord,” zise șobolanul, sigur de victorie. „Bine,” zise și gândacul, fără prea mult entuziasm. „Pe locuri, fiți gata, start!” strigă papagalul. Imediat șobolanul porni. Pe la jumătatea drumului gâfâia ca un purcel, pentru că era grăsuț. Cum credea că gândacul alerga mai încet decât o țestoasă, se opri să se odihnească un pic, încrezător în victoria sa. Apoi își continuă drumul spre locul de sosire. Dar când ajunse la palmier, gândacul sosise deja. „Nu se poate!” murmură descumpănit șobolanul. „Ba se poate, șobolan ignorant,” răspunse gândacul. „Eu merg foarte încet, dar știu să zbor. Și o spun cu modestie, zbor foarte repede.” Șobolanul rămase cu buzele umflate și cu blana gri, în timp ce gândacul își schimbă carcasa cu una verde cu galbe. Și de aceea, începând de atunci, gândacii de Brazilia sunt în culorile drapelului țării.